Și a luat și din emisiune? Nici noi n-am mâncat. I-a fost tot așa. Da. Și am vorbit, am lămurit chestia aia astăzi cu emisiunea, i-am spus, zic că v-a deranjat, că am spus de faza cu băiatul mamei, i-am spus... Dar de ce ai spus tu așa? De ce mi-ai zis tu mie așa? Pentru că vor... Mi-a zis că mi-a zis Vali. Nu, eu am zis! Să iau mocul și să fug după ea. Nu, eu am zis că discutam de Marian și am zis că de Marian e băiat matur, că a luat singur deciziile, n-au fost părinții lângă el, zic, iar de el am zis că e băiatul mamei și i-am explicat, zic, pentru mine băiatul mamei a însemnat în momentul ăla, zic că tu iei deciziile, întrebăm părinții. Că n-a funcționat, dumneavoastră n-a funcționat, a plecat de acasă, n-a a avut să stea cu iubita, chestiile astea. Cum să zic, când facem câte ceva, noi stăm și hotărâm cu toții în familie. Da, asta, la asta mă refeream eu, că n-a cu iubitele, de iubite mă refeream eu, de băiatul mamei. La iubite nu da. Am băgat eu la iubite. La asta mă refeream, nu că băiatul mamei de chestii de-astea, că... Mai și bine un băiat de mama decât un vagabond. Și am explicat și am înțeles. A zis, fă-o pe mama să înțeleagă dacă e, nu pe mine, cât mi-a explicat mie. Eu să vorbesc, că n-am avut timp să vorbesc cu ea, zic, să nu se supere pe fetele acolo, că pur și simplu discutam și noi ca fetele. Nu și-au dat niciuna să spună, vai, nu e așa, nu știu ce. Și ce da, mă, da, zice, vorbești cu mama acolo și explice, da, să nu vă supărați între voi, da, zic, dar nu ne supărăm, zic, e discuție, dar zic, abia aștept să ajung să o lămuresc, am văzut că a deranjat-o. Și da, noastră, așa, cum e, i-a zis ce vrea să schimbe la mine și a zis că nimic, îi place așa cum sunt înfiptă. Da, da, să vină să te vadă aici la emisiune. A stat liniștită, că au comentat și băieții acolo, că a zis că-s prea directă, prea înfiptă, am figuri, că am vorbit păi direct și cu așa? Ei. De ce? Că am fost directă și mi-am spus punctul de vedere? Eu vroiam să mă duc la baie acolo. Și Luci m-a întrebat de vreodată, sigur vrei la baie, sigur vrei. Și am zis, de ce? Și am zis mai tare, de ce sunteți jegoși? Nu m-a lăsat la baie, ce n-ați făcut curat? Așa am zis. Și s-au ofensat că i-am făcut jegoși. Păi da, dumneavoastră am pus că tot este mâncă, dar mă, ce n-ați făcut curat la baie? De ce insistați? Păi și nu te lăsau la baie? Păi nu, m-a întrebat el întâi, sigur vrei la baie, sigur vrei. Păi zic, și da, de ce mă întreb într-una, sigur vreau, întotdeauna ce am zis că vreau la baie? Zic, n-ați făcut curat, sunteți jegoși? Și s-au simțit ofensați. Dar ce am spus? Dar spuneți mea, am spus ceva rău? Care s-a normal nu că... știu, că l-au chemat, băi, că n-am zis de tine, de obraz, nu știu, dar e prea directă, prea nu știu cum, că ce trebuia să ne-am simțit prost? Păi da, de păi ce v-a simțit prost? Simți băieții, păi sunt jeloși acolo. Că ei sunt bărbați acolo. Păi sunt bărbați. Că deodată la noi aici, la toaletă, nu-ți vine să intri. Hai să fim serioase acum. Păi dar nu trebuie, dacă era adevărat, nu trebuia să se simtă prost. Păi da, frate, ăștia suntem băieți. Păi n-am zis cu nicio răutate, că nicio chestie de rău. Vezi că nu toată și lumea faza... permite... Da, am observat, să spui de, să spui în față. Ei, dar acum să-ți... Nu mai, cine iau, spun, vreau să-mi spui în față și ăia deranjează mai tare. Și faza cu Cristian tot mi-a... Și am spus, am vorbit cu el, i-am explicat, i-am spus, mi-am cerut scuze. Nu i-am explicat, nu i-am zis ce am zis, i-am zis la băiat. Să nu te aștepți să vorbești ceva de bine, am vorbit foarte urât la adresa ta, pentru că m-ai supărat foarte tare că ai fost foarte obraznic în ce, în ce mi-ai răspuns. L-am făcut, am intrat înăuntru și m-am țipat și am zis lui ala ar dracu de prost și nesimțit. Așa ai zis? Da. Așa am zis. Păi și de ce zici așa? Păi eu am zis atunci, că era nevastă, după aia mi-am dat seama ce i-am zis. Și i-am spus, mi-am cerut scuze din avans la băiat. Și a zis că are și el aceleași chestii față de mine, dar m-am liniștit că mi-a zis. Că nici el nu mă agrează. Că eu am venit prima și după a venit și celelalte. Și s-au plâns. Săptămâna asta ce am mai zis, am mai comentat. Și gata. S-a simțit ofensat aseară. Erai cu noi afară când am zis noi că ai greșit adresa? Tu erai, nu? Și cu Cristiana. Când a strigat de nu și a spus vă pup și noi am spus ai greșit adresa? Nu erai mă afară? Nu știu, dacă eram așa și? Și s-a dus sub, s-a supărat și s-a dus direct în bai. Și era al tău acolo. Și că ia uite mă ce... Spun că am greșit adresa, că nu știu ce, că era foarte ofensat. Că i-am zis noi că a greșit adresa. Eu cu iubitul meu n-am mai vorbit de sâmbătă. Aaa, mă strig eu astăzi, iar sunt, mă, tu ce faci acolo? Tu la mine nu te gândești deloc, dormi?
ce am vrut, chiar am zis o să încercăm să stăm cât de mult rezistăm. Păi ce înseamnă chestia asta? O iubită are trebuie să stăm până la final, stăm până la final. Cât mă, până la final, da. Ce, voi sunteți nebuni? Păi o să stăm cât rezistăm. Dacă rezistăm până la final și nu ne dă lumea afară sau nu mai putem, noi stăm până la final. Așa că luați-vă hainele de iarnă. Mai luați, mai cereți hainele acasă. Ce, ai zis că nu mai vrea să plece? Da, îți dai seama, acum are motiv să lupte, să nu mai vrea. Stăm aici până ne dă afară. Până ne dă afară, bine zis. Altă. Una câte una. Păi da. Suntem primele. Nu mai supărați când mai spune că am vorbit între fete, că nu vorbim niciuna acolo, tate, cum ei exact. Vorbesc băieți între ei, așa ne mai spune și noi. Da, dar nu ai dreptul să-ți dai nicio părere de nimeni. Pentru că fiecare are fiecare copil aici și fată, băiat are povestea lor. Fiecare are menirea lor, caracterul lor, nu știu cum să zic. Da, am înțeles, dar era și la început atunci când l-am văzut eu prima dată și discutam noi între noi. Nu trebuie să-ți dai cu părerea de nimeni. Dacă ți se cere, atunci da. Dar nu așa o dorom crom, te trezești să spui să-l critici pe ăla, că ce? Noi între noi ne-am cerut părerea, n-a zis niciuna așa. Lasă-i pe alții. Când se cere părerea și ești atacată din toate părțile, atunci trebuie să ataci că n-ai încotro. Că de acum încolo începe concursul. Și cred că e o nimica toată cu ce a fost până acum. Să vezi de acum încolo când vin băieți în casă. Cred că l-a spus să tămim. Așa am zis și noi că sunt mai poate mai fac o chestie cu... Cred că sunt multe să am bătă seara în bază. Cu toții. Că intră în casă. De abia așteaptă și ei, nu e așa? Terminați. Noi ca noi, dar ei sunt terminați. Păi da. Că ei nici scoate nici la emisiune. Și scoate la emisiune o oră, nici nu știe când trece ora aia. Dar ce face ca ziua? Mâncăm și fumăm. De aia ni se termină mâncare, de aia ni se termină țigări. Corect, da, că n-ai ce face. Nu le ajung, că n-are cum, că stă toată ziua cu ea mână. Că n-are ce să fac de ener. Pe normal. Ai zis că și-a luat 4 pachete de țigări. Luci? Și azi demezelul dimineața a pus cu Alexandru și-au luat demezelul. Da, nu m-ai întrebat, de-astea are și el, mai are? Că el avea geamantanul full, dar eu știu. Nimic, a zis că ceva, m-am înțeles o sănătă când am vrut, a zis că el pe 28 îi spune lui tati. Da, așa păi așa am vorbit. Îi spune lui tati ce să mai ia, că el știe ce să-mi ia. Deci mă numesc că la asta se referea când a zis așa. Ei, așa vorbisem sâmbătă în gală, cât am apucat cu el să... Asta, că eu i-am zis, zic, e să ții training, șosete seara, așa când ieși afară. Lasă-mă pe mine, dar eu am astea, dar tu ce faci? O să-i scriu lui tati, o să-i scriem, să vedem, zic, o să mă rog de fete, să vedem, să intereseze. Sau ne sună ei, ne trimite mesaj, până ce cum facem? Până nu-i nu se face nimica. Nu mă, să trimitem acasă, să ne trimită păi haine. Păi după ce intră băieți în casă, ai dreptul, să faci orice. Atunci, da. N-auzi da, pe 28. Până pe 28 îi bag în casă. Păi mai e până pe 28. Păi și 28 când e? Săptămâna asta. Săptămâna asta. Înseamnă că sâmbătă seara vine încoace băieții. S-ar putea să dacă o duce pe el. Mâine păi mi-o duce pe el, da, dar dacă nu... Miercuri, joi sigur o duce pe Eli. Nu știu, i-am spus dacă mai fac și mai bine trebuie să mai se ducă Mădălina, Eli și cu Raluca ca să poată să aibă și ele un date. Să poată să aibă și ele da, cum da, am da, toate. Da. Și am zis Lucian, am votat toți pe Raluca ca să ia cu Flavius. Să iasă cu cine? I-am zis lui Lucian ia, să o aleagă majoritatea băieții. Ai lui, care știe el să o aleagă pe Raluca, ca să iasă și ea la un date cu Flavius. Uite, vezi, iar te bași tu. De ce? Că Raluca mi-a zis. Raluca ți-a zis? Să iasă și ea cu Flavius. Ce brate? Nu mai zic că mi-ai zmintea seara când am vorbit noi două. A, deci iar mă bași pe mine. Gata, băi, nu vă mai transmit nimic. Ia să mă mai băgați pe ea de acum acolo. Zic și eu. Nu am mai suge nimic. Să vin în casă și gata. Și ce dacă o trimite singur? O trimite să vadă în casă direct, vadă toți băieții și gata.
Ce să mai facă? S-ar putea să o... O bagă direct în casă, cum s-a dus Roxana, Raluca. Nu, să facă ceva și...